Bună! Săptămâna aceasta am făcut o mini-vacanță și ne-am gândit să ne ducem la Cheile Bistriței Vâlcea. Trebuie să vă spun de la început că a fost superbă excursia. Mi-a plăcut așa de mult. Nouă ne-a plăcut dintotdeauna să facem excursii prin munți, adică să mergem mai mult pe jos, să vedem munții și tot ce au de oferit. Am mers cam 5 km în total pe jos. 2 km jumate dus, 2 km jumate întors. Am văzut multe minuni. Pentru mine așa au fost, de-aia m-am și gândit să vă iau cu mine în această excursie să vedeți ce am văzut. Sper să nu vă plictisesc. Am mers printre munții o porțiune până am ajuns la peștera Ursului. Acolo e ceva de urcat. Este malul și un pic mai abrupt, mai nu e chiar pentru toată lumea. De exemplu, eu am fost cu familia mea, cei doi copii și soțul, și fata cea mare, care are 15 ani, nu a putut să urce. I-a fost frică când a văzut că e abrupt. Chiar i s-a făcut și rău când a văzut cât are de urcat. Și am decis să urc eu și cu băiatul cel mic. Soțul a stat cu fata jos, dar da, a fost superb, superb. Sper că o să vă placă. După ce am fost la peșteră, ne-am întors înapoi, am luat mașina și am urcat la o biserică care mi-a plăcut așa de mult că nu-mi venea să mai plec. N-am plătit taxă, n-am plătit nimic la intrare acolo. După aceea am trecut prin cariera de piatră să ajungem la acea biserică. Am mers ceva, am filmat drumul pe repede înainte, am dat așa să nu vă plictisesc prea mult. După aceea, când am coborât de la acea bisericuță, am mers la altă biserică, o să vedeți în filmuleț. Am să vă las să vă bucurați de peisaj. Am să termin cu vorbitul și sper că o să vă placă. După cum vedeți, am ajuns la peșteră, am stat puțin pe gânduri înainte să merg chiar lângă ea să o văd. Trebuie să vă spun că m-am speriat foarte rău când am văzut că este uriașă. În filmuleț pare mai mică, dar acolo, la locul de față, adrenalina și-a spus cuvântul. După cum vedeți, băiatul cel mic a luat-o la fugă. M-am speriat foarte rău pentru că s-auzea foarte multe zgomote în peșteră și s-a speriat. Și a mers o porțiune pe fund. A coborât, că nu putea să coboare, era și foarte periculos. Dar da, a fost o adevărată aventură pentru noi, ne-a plăcut foarte mult, chiar dacă ne-am și speriat puțin. Ne era frică de urși. Când am ajuns la cazare, am să vă mai pun un alt filmuleț, pentru că a fost mai multe de văzut, dar am pus mai scurt pe acesta. Am primit alertă pe telefon și eu și fica mea că sunt foarte mulți urși și să avem grijă și m-am cam speriat pentru că acolo am făcut excursia de când noi nu prea era lume, toți care urcau cu mașinile și asta și m-am gândit puțin că am fi putut să dăm de urși și nu am.
jos, de unde am urcat cu mașina și până la mănăstire a fost ceva de mers, după cum vedeți că am dat și pe repede înainte, dar peisajul a fost ca de poveste, mi-a plăcut mult. Chiar a meritat tot acest efort de a ajunge acolo. Mai erau unele persoane care urcau pe jos, dar noi am urcat cu mașina și am făcut o alegere bună, pentru că noi putem să facem față, să mergem pe jos, dar la copii nu știam dacă vor face față. Era și cald, praf, după cum ați văzut că era foarte mult praf, pentru că am trecut prin cariera de piatră și se lucra. Și am ajuns la biserică. O să aveți o mare surpriză, pentru că de aici se vede altfel, dar când o să intrați înăuntru, este o altă bisericuță mică, foarte frumos. Înăuntru în biserică, pe fereastra bisericii, în interior, era un caiet foarte mare, studențesc, o să vedeți în filmuleț, unde toată lumea care a fost acolo a scris câte ceva în el, adică pentru ce sunteți recunoscători. Și am decis să scriu și eu, mi s-a părut foarte, foarte interesant. Nu trebuie să vă scrieți numele decât pentru ce sunteți recunoscători și data. A fost, nu știu cum să vă zic, eu nu sunt genul care să mă duc foarte des la biserică, cred în Dumnezeu, știu că există, mă rog, dar la biserici m-am dus mai rar. Aici chiar am simțit că, nu știu, o liniște, o... Am și stat puțin aici, într-un colț, nu era nimeni. Nu știu, am simțit că acolo este Dumnezeu, nu știu cum să vă explic. Aici era un mormânt. Bine, nu știu sigur dacă era cineva îngropat acolo, dar a fost interesant. Ne-am uitat pe acolo, a fost ca de poveste, peisajul chiar foarte frumos, erau măicuțe. Sper că o să vă placă. Ajuns și la mănăstirea Bistrița. A fost interesant și aici. De aici se pornea și spre Peștera Ursului, deci ăsta a fost primul punct pe care trebuia să-l vizităm, dar am decis să mergem mai întâi la peșteră. De aici, de la mănăstire, se putea ajunge și la Peștera Liliecilor. Am vrut să mergem și acolo, dar am aflat că trebuia să fie cel puțin 10 persoane și întotdeauna să fim însoțiți de o măicuță. Nu au fost destule persoane și, din câte am auzit, era foarte periculos. Trebuia să mergem pe o muche pe lângă munte, avea așa o balustradă, dar nu s-a putut. Îmi pare rău că nu am văzut și Peștera Liliecilor, dar asta este. Per total, experiența a fost foarte frumoasă pentru noi, ne-a plăcut foarte mult. Și poate, cine știe, pe viitor o să ajungem și la Peștera Liliecilor. Sper că v-a plăcut și că v-ați bucurat.